Agenția Europeană a Medicamentului a aprobat două tratamente împotriva COVID-19. Acestea sunt pe bază de anticorpi monoclonale. Forza Horizon 5 de la Playground Studios este cel mai bine vândut joc din istoria X-Game Studios. Jocul are deja 4,5 milioane de jucători pe PC, consolă și dispozitive cloud, asta la câteva zile de la lansare. Regina Elisabeta va participa duminică la ceremonia Memorial Day de la Londra, a anunțat Palatul Buckingham. Regina a fost forțată recent să-și limiteze aparițiile publice în urma recomandărilor medicilor. România a remizat cu Islanda cu scorul de 0-0, căzând pe locul 3 în grupa J din preliminariile pentru campionatul mondial din 2022. Tricolorii au nevoie de un pas greșit al Macedoniei de Nord în ultima rundă pentru a prinde locul de baraj.